zainteresowani, a nie kordony tej wtedy zalew, którą mija się Grecja, Polska, Polska, Polska. Deci, deci, tot o promovăm, tot mai mult, soluțiile mari. Astăzi am gândit ca să alături celorlalte prezente pe care probabil că le-ați văzut dacă ați participat la focus grupuri sau la prezentarea de ieri care a fost dată de colegul Gavin din Irlanda, am zis să aduc un pic de informații vis-a-vis de clienții care utilizează soluțiile de work and cloud, pe de parte, să vedeți cât de divers sunt, să vedeți că, practic, nu avem o barieră legată de un tip de business sau de altul. Ba mai mult, venim cu lucruri inovative care ne diferențiază de ceilalți soluții de cloud. Câteva cuvinte despre ce înseamnă astăzi soluțiile Oracle Cloud. Vorbim de un număr care se apropie de 80 de milioane de utilizatori. Vorbim de cantități de date destul de interesante, spre 2 petabytes istorici pe care le gestionăm. Vorbim de faptul că avem o distribuție a clienților în aceste data centere din aproape 180 de țări. Și așa mai departe. Poate important este de spus că creșterea clienților de tip enterprise, companii care își pun business-ul chiar în soluțiile business critical, cum ne numim noi, în data centrele noastre, este exponențial. Cred că acum un an vorbeam ceva de 70-85.000, astăzi suntem pe la 150.000 de astfel de soluții. Probabil, iarăși un lucru care, și din ceea ce noi am mai făcut o fel de surveiuri de piață, unul din motivele pe care l-am descoperit în discuțiile cu clienții privind adopția de cloud, au fost legate de securitate. Securitatea datelor, informațiile sensibile pe care companiile le are și pe care se teme să le scoate neapărat din data center-ul propriu, spre a le pune cloud. De asemenea, am adăugat aici o serie de atacuri cibernetice care s-au întâmplat în ultimile 12-16 luni, cu diverse ținte, ceea ce înseamnă că undeva grija vis-a-vis de securitatea datelor nu e neapărat o întâmplare. Ce spunem noi este însă că acum a venit poate și momentul să discutăm de o altă abordare de cloud pe care noi o propunem. Și anume, da, soluțiile de cloud de până recent aveau niște vulnerabilități datorită modului în care sunt construite. Vorbim de generația nouă de cloud în care se tot împărțea fie puterea de lucru, fie, știu și eu, tipurile de clienți sau un procesor care era, știu și eu, folosit de mai multe companii sau mai multe scopuri. Ce vine Oracle? Vine cu această generație 2 de cloud, de data centrele pentru cloud, care a fost lansat în septembrie anul trecut. Și în care noi înconjurăm soluțiile pe care le punem acolo cu perimetre de securitate. Și asta înseamnă că protejăm, pe de-o parte, fiecare client își are serverele dedicate, cu soluțiile dedicate, adăugăm mecanisme de machine learning și inteligență artificială, roboți capabili să lucreze și să detecteze pericole vis-a-vis de securitate. Pentru că, tot mai mult, de fapt, ne îndreptăm la atacuri cibernetice care nu au neapărat în spate un operator uman, dar mai degrabă mecanisme robotizate de atac. În felul acesta, dedicând zone specifice unui client și nu mai există orizontalitate între ele, practic, izolăm complet soluția pe care o punem în cloud.
Pentru asta punem la dispoziție sau controlăm chipul cu o baterie de servere care înconjoară data center-urile noastre, virtual, din panosele de vedem fizic acolo, dar astfel încât acestea să reacționeze primele la atacul cibernetic, până să ajungă la soluția pe care am adus-o. Cel puțin două motive, pentru că ne așteptăm, așa cum s-a întâmplat și în ultimii ani, să existe tot felul de încercări de a desecuriza un astfel de data center. Și în al doilea rând, ne așteptăm ca aceste mecanisme să se răspândească în interiorul unui data center pe toate mașinile care sunt puse acolo la dispoziție. Prin urmare, controlăm din punct de vedere al securității, a accesului, a datelor, a modalității în care sunt folosite chiar serverele de către clienții noștri, individual. Că fiecare client va avea mașina dedicată, modul lui de acces, nu mai există partajare în ceea ce înseamnă resursele fizice ale mașinii către ceilalți clienți. Această a doua generație are o serie de elemente care diferențiază fundamental, dacă vreți, de elementele de data center-uri de până anul trecut, și anume această izolare completă, serverele care controlează accesul, serverele postate în cloud și veți vedea, o să vă arăt și oarecare distribuție a acestor servere. Și plus, poate unul din elementele care va crea o diferențiere fundamentală, și anume baza de date autonomă. Ceea ce înseamnă o bază de capabilă să punească singură, să-și aplice patch-uri, să sesizeze dacă este un pericol securitar, să controleze respectiva amenințare și să se vindece în linie, să se trateze vis-a-vis de atacul respectiv. Este singura soluție până în acest moment care se găsește pe piață de bază de date autonomă. Apropo de performanță și ce anume oferim și am pus aici doar un slide de performanță vis-a-vis de unul din competitorii noștri, puteți vedea că avem în aceste data centere, datorită modului în care sunt orchestrate serverele respective, sunt serverele de mare putere, Exadata, Exalogic, Exaliti, practic dublăm capacitatea de lucru. Memoria pe care o punem la dispoziție este de ordinul 10% mai rapidă decât competiția pe care avem. Oferim în zona de storage, de block storage, o capacitate de ordinul sutelor de ori mai mare, mai rapidă decât competiția noastră. Și în ultimul rând, în partea de networking, suntem 100% deasupra competiției în ceea ce privește viteza de acces. Dacă ne uităm în ceea ce privește prețul, am zis să vă arăt și lucruri mai care pot să devină interesante comercial, veți putea observa că aproape la toate capitolele care contează, suntem mult mai ieftini decât competitorii noștri. La unele de câteva ori, la alte de câteva zeci de ori. Și astea sunt doar câteva din elementele din ceea ce privește prețul soluțiilor de cloud pe care le oferă. Vă spuneam că avem, pe lângă data center-urile pe care le vedeți acolo, cele, nu știu dacă se văd culorile, dar să încerc să vă spun, cele roșii, sunt comerciale, există și niște servere dedicate administrațiilor publice, cele albastre, dar acele circulețe pe care le vedeți pe acolo sunt servere de control pe care le punem spre a izola data center-urile pe care discutăm. Ele vor crește, se vor dezvolta tot mai multe astfel de soluții, astfel încât soluțiile de cloud pe care le ofertăm să aibă de la un cap la altul elemente de securitate avansate. Câteva cuvinte.
vorbit despre Autonomous Data. Vă spuneam că este această soluție pe care Oracle a lansat-o și în care baza de date are capacitatea de a se, pe de o parte, să se proteja, de a se autolansa, de a aplica patch-uri de, să zicem, de a se renovi. Are capacitatea de autoscalare, astfel încât dacă cererile adresate bazei depășesc, să zicem, la momentul respectiv, capacitatea alocată, să aibă posibilitatea de scalare, atât de sus, cât și să și coboare dacă, spre exemplu, nu are solicitări. Asta înseamnă că un client va plăti practic doar utilizarea respectivei de serviciu a bazei de astea respectiv. Mai mult, în soluția de bază de date autonomă există capacitatea de backup și recovery, astfel încât baza știe să-și facă rollback sau roll-up, depinde de ce anume s-a întâmplat, cât și posibilitatea de a se backup-a pe alte instanțe, astfel încât dumneavoastră să aveți garanția faptului că datele nu se pot pierde. Spuneam că are capacitatea de a scala în funcție de gradul de utilizare, în funcție de, știu și eu, metrica respectivă, că vorbim de procesoare, de număr de user, chiar mașini întregi. Iar în momentul în care respectiva bază de date nu este utilizată, practic ea nu aduce costul suplimentare clienții. În ceea ce privește securitatea, noi considerăm că, sigur, nu există neapărat, în momentul de față, un glos de aur care să aibă cineva. Dar întotdeauna, în aceste soluții de tip autonom, există mecanisme de machine learning care învață ceea ce se întâmplă cu accesul la bază de date, încearcă să protejeze și să își refacă integritatea în cazul în care respectiva bază este atacată. Și mai mult decât atât, dezvoltă mecanisme de prevenție, detecție și prevenție. Ceea ce înseamnă că în momentul în care a identificat un comportament și care comportamentul respectiv este atipic și este de tip malware sau de altă natură, va dezvolta și mecanismul de tip antidot împotriva un astfel de potențial atac, ca la o următoare încercare să poată să reacționeze chiar din momentul lansării respectivă. Disponibilitatea, spuneam că oferim și inclusiv cu actuale în contactul noastră de găsi această disponibilitate de aproximativ un downtime de 2 minute, 2 minute și jumătate pe lună. Deci cam atâta ne considerăm că avem eventual nevoie de a opri o instanță astfel încât să putem să aducem schimbările pe care dumneavoastră le doriți sau pe care trebuie să le aducem. Vis-a-vis de erorile umane de manevrare, datorită faptului că bazele de date sunt autonome, au aceste mecanisme dezvoltate, practic, erorile umane se reduce la zero sau sunt chiar zero. Pentru că, în momentul când baza lucrează conform, să zicem, modului corect de accesare și câtă vreme nu permite o dezvoltare diferită la, nu știu, accesului la ea, nu vom avea ca rezultat o întrerupere a funcționalității bazei de date datorită faptului că cineva și ușor a dat o comandă greșită sau în mod intenționat sau neintenționat de cele mai multe ori a manevrat baza. S-a mai întâmplat, am avut cazuri, de exemplu, în care fie a crezut tensiunea undeva într-un data center, un on-premise sau un client și nu s-a
când i-am dat drumul, nu am făcut toți pașii spre a reporni baza. Și atunci baza a început să nu mai recunoască înțelegiști, s-a corupt și așa mai departe. În cazul bazei date autonomos, nu există astfel de situații. Ce este până la urmă așa într-o foarte scurtă înțelegere această soluție de tip autonom? Înseamnă mașini dedicate în spate, deci în data centrelor date vor fi mașini de data, mașini dedicate ai lucrurilor cu baza de date pe ultima generație sau ultimul nivel de bază de disponibil, în momentul de față este 18C. Și, bineînțeles, soluția oricum cloud, de acces de lucru cu baza respectivă. Spuneam că este prima bază de date autonomă. Da? Se pornește singură, se căciuiește singură, se protejează, se lansează, etc. În serviciile de tip autonomus există, în mod de față, două mari, să zicem, aplicații, și anume Autonomous Data Warehouse, care este creată și optimizată pentru analize, pentru soluții analitice. Și aici, dacă ați trecut printr-un proiect de Data Warehouse, cred că vă aduceți aminte cât de complicat e, sau mă rog, cât de time consuming, dacă nu complicat. Noi, prin această soluție de tip Autonomous Data Warehouse, punem la dispoziție o bază cu capacități de raportare analitice pregătite. În urmare, dumneavoastră, odată ce ați definit procesele pe care le doriți sau datele pe care le doriți să le puneți în această soluție, veți vedea rapoarte pregătite care să vă ajute în raportarea pe care aveți dumneavoastră. Veți vedea, sau cred că mai există astăzi un focus grup în care veți vedea anumite soluții de raportare care au fost construite și în demo pe care se va face astăzi, la chiar și cu asemenea soluție de autonomous data warehouse la lucru, dar să vedeți cât e de ușor de înmulțuit. Este chiar foarte intuitiv. Și vorbim de autonomous transaction processing, care se ocupă de elementele sau de partea de OLTP, transacțional, astfel încât să optimizeze și să învețe din comportamentul utilizatorului cele mai obișnuite modalități de a o accesa, astfel încât să aibă capacitatea de a se adapta nevoilor dumneavoastră. De asemenea, iarăși autonomă, cu mecanisme robotizate de lucru. Dacă vreți, diferența, sau una din diferențele principale de cele două, este că ADV-ul Data Warehouse are capacități de analiză columnare, astfel încât să ajungă cât mai rapid la informația și cât mai consistent la informația care doriți să o obțineți și să poată să o expună, iar ATP-ul, în zona de acces linear la linie cu linie, astfel încât să vă pună la dispoziție tranzacție cu tranzacție ce are numele de astea de lucru. Spuneam despre această generație a doua de cloud, care are trei, să zicem, elemente fundamentale. În primul rând, această barieră creată în jurul data center-ului, astfel încât, din vedere securitar, să nu existe posibilitatea de a accesa datele decât de către cei care trebuie să o facă. În al doilea rând, am construit și vom dezvolta roboți capabili să detecteze comportamente anormale sau accese nedorite. În spatele acestor roboți stau mecanisme de machine learning și de inteligență artificială. Și, în ultimul rând, baza de date automată. Ce puteți spune în cloud-ul Oracle, absolut ceea ce doriți, că e vorba de aplicații, că sunt aplicațiile dumneavoastră sau în terți, că sunt aplicațiile Oracle, Oracle Business Suite sau CRM sau
IT 的人去卖的, 大概服务是, 像, platforma tehnologică, vorbim de bază de date, instrumente de raportare, soluții de domnule, ce doriți dumneavoastră, sau infrastructură, și aici vorbim de folosirea cloud-ului ca și o infrastructură pe care puteți accesa și să folosiți puterea de calcul a acestor servere puse la dispoziție. Pe rând, câte două, trei cuvinte despre fiecare, în zona de platformă, vorbim de dezvoltarea de aplicații, care, să zicem, de scrieți dumneavoastră sau de bază la terți, vorbim de integrare, pentru că nu există un singur nivel, nici o companie, n-am văzut să fie un singur, o singură soluție de software, există cel puțin două, ca să nu zicem mai multe, ceea ce necesită o integrare între sau magistrale de integrare, dacă e cazul soluții de PSOA, sau cum ați văzut, dacă ați fost ieri la prezentările colegilor. În orice caz, aceste soluții trebuie cumva conectate între ele. Noi oferim în platforma de Oracle Cloud soluții de integrare în acest sens. Analitice, aici vorbim de soluția de Cloud Analytics, care este ofertată în Cloud, este și on-premise, cu vorba. Zona de securitate și, în ultimul rând, baza date autonomă. Câteva exemple și mi-am propus să le dau chiar din cât mai multe industrie, cât mai, adică, fără legătura cu alta, probabil că dacă ați mai închiriat vreo mașină într-o excursie, și dacă întâmplător această mașină fuge de la Hertz, trebuie să știți că Hertz își menține informațiile, datele, legătura între client și companie prin intermediul soluțiilor Oracle Cloud. Așa au reușit ca să ajungă la o, la o analiză a bazei de date din, de la ordinul săptămânilor, la câteva minute. Dacă ne ducem, spre exemplu, spre companii care distribuie petrol sau produse petroliere, spre exemplu, o companie folosind soluțiile noastre de cloud a reușit să deschidă, să crească de la 3500 de stații la 10.000 fără eforturi suplimentare hardware sau de altă. Deci, pur și simplu, folosind elasticitatea soluțiilor din cloud, accesând un număr mai mare decât acestor. De asemenea, aici s-a instalat și o soluție de data warehouse, pentru că au dorit să scoată ulterior rapoarte de aceste 10.000 de stații, diverse KPI-uri, mult mai sofisticate. Avem și în România o astfel de implementare, la un, încă nu e publică, dar se încheie curând, la un astfel de furnizor, care în ultima a deschis vreo 200 de noi stații și la fel de a cerut rapoarte de fiecare stație, de schimb, de tipuri de produse, etc., astfel încât să poată să înțeleagă care sunt relevante produsele, în ce interval de timp, la ce punct, în ce județe sunt profitate. O companie de marketing care produce până la 400.000 de diverse mesaje de marketing, că sunt ele banner-urile alea care se întind pe blocuri sau de altă natură. Una din probleme pe care o aveam era aceea de a face într-un timp cât mai scurt, o ofertă, un preț, cerințelor pe care le aveau din partea pieții. Și, în fel, utilizând Data Warehouse, au reușit ca să ajungă la câteva, de la minute pentru realizarea unei astfel de oferte, la un secund. De asemenea, utilizând din Data Warehouse și mecanismul de machine learning, care corelează cererea vis-a-vis de, nu știu, interesul clientului, poziția și alte lucruri, astfel că se ofere cea mai optimă soluție.
că dacă vă mai uitați la un sport, un teren de natura lui, ați văzut că apar tot felul de statistici. Cât au alergat jucătorii, de câte ori au tras, unde au tras, la poartă, la o... Da? În spatele acestor analize există mecanisme de tip data warehouse și nu numai. Dacă corelăm asta și ce încearcă să facă cei mai mulți, și anume să aducă și către fani o cât mai mare deschidere și o informare cât mai bună, acolo trebuie să luăm în calcul, să ducem chiar și pentru o competiție mică, un număr destul de mare de potențiali participanți. În mare comportamentul fiecăruia, în modul în care, sau de câte ori a venit, cum a venit la sala respectivă, elemente care îi ajută pe cei care gestionează respectivul sport să organizeze într-un timp optim sau în moment optim cât mai bine competiția respectivă. Poate că știți, la atunci există și la noi o subsidiară a Pierre, care construiește nave din astea fluviale și maritime. Ei au, între altele, au un program foarte interesant, care, în momentul când s-a făcut desenul unei vaporajul ăsta, vaporajul de mare, NADI se cheamă, sparge în repere tot ce înseamnă desenul respectiv. Asta înseamnă milioane de linii, milioane de repere, milioane de desene, nu mai spun text, etc. Calitatea de material, toate lucrurile astea consumă extrem de mult la grupa Kier. Noi am ajutat să facă, să optimizeze soluțiile respective de la aproape 1,2 miliarde de astfel de linii, repere, desene la nivelul grupului. Se pot lansa toate aceste în producție în circa 20 de minute. Poate cel mai challenging, să zic așa, a fost CERN, acolo unde omenirea încearcă să vadă cum a fost prima zi a Universului și unde, da, bun, lovim două particule, dar problema e că datele care se obțin din coliziunea respectivă sunt de dimensiuni fantastice. Vorbim de milioane de date de zeci de mii, de sute de mii de sensuri și, practic, generarea unui aproape 3 terabyte de date pe zi. Evident că aici nivelul de scalare este dinamică, poate să nu se întâmple nimic o săptămână și atunci nu e nevoie de nimic, dar poate că într-o fracțiune de secundă să avem nevoie de o capacitate de scalare uriașă, da? Care să proceseze sau să tragă, să prindă aceste 3 terabyte de date. E bine, asta se întâmplă folosind soluțiile rapide, Data Warehouse, Big Data, sunt de tip analitice, și Oracle Cloud. Dacă ne ducem în zona de infrastructură, aici o să vorbim de zona de computer, de putere de calcul, networking, partea de storage, DNS și, bineînțeles, încă o dată, zona de securitate. Tot așa, am ales câteva companii care, să zicem, vin din diverse domenii. FireEye se ocupă cu transmiterea de e-mail-uri și de analiză și protejarea acestor e-mail-uri față de diverse atacuri cibernetice. Ce ne-au solicitat ei să îi ajutăm? Chiar pe partea de securizare, adică serviciul de bază de securizat, dar ofertat scalabil, adică în cloud, astfel încât ei să poată scala în funcție de cererile clientului, de la mii, zeci de mii, milioane de astfel de e-mail-uri pe zi. În felul acesta, pentru că ei totdeauna au avut în calcul și posibilitatea, sau riscul, mai bine zis, de a pierde anumite e-mail-uri, aveau un design pentru niște
soluții de disaster recovery extrem de costisitoare. Folosim soluțiile de cloud, care la rândul lor sunt realizate în AWS. Le-am pus în DRM, le-am dat posibilitatea să fie permanent disponibile. Am redus aproape la 50% costurile clientului cu ceea ce înseamnă soluție de disaster recovery. Cum, spre exemplu, un procesator de știri. Este unul dintre mari furnizori de soluții de ziar, dar nu numai ziar, dar și online, din America Latină, care a vrut să înțeleagă cât mai multe despre clienții pe care îi ia. Să înțeleagă distribuția lor, ce anume citesc acești clienți, când citesc, e legat sau nu e legat de anumite evenimente care se întâmplă în zona respectivă sau nu. Deci o sumerenie de elemente care se dă o imagine cât mai comprehensivă, 360 de grade ofisiei, asupra un număr destul de important de miliardelor de clipuri pe zona de online și ceva în jur de milioane în zona de ziar scris. Ei bine, aici la fel. Am utilizat Data Warehouse și Big Data, o soluție de Cloud Analytics. Și de la analize care vreau ore și zile, am ajuns la minute, astfel să punem în timp, aproape în timp real, această cantitate mare de informații, sub o formă, să zicem, ușor de manevrat, de înțeles, pentru clientul nostru. Retail, v-am spus, am ales un întâmplător, orice companie am regăsit-o ca și client al nostru, tocmai pentru a vă spune că, în realitate, nu avem o problemă cu niciun fel de business. Dacă orice dumneavoastră faceți, doriți să aduceți pe primul în cloud, putem să vă ajutăm. Ei, spre exemplu, firma aceasta Replay, aici a fost o competiție cu competitorul și Amazon, încercând să vedem, sau el încercând să înțeleagă care ar fi soluția cea mai potrivită. Un motiv probabil foarte clar, sau cel puțin clientul așa considerat, ne-a ales pe noi, pentru că am pus la dispoziție nu numai capacități de producare, dar și aceste mecanisme de machine learning, care au dat posibilitatea să-și facă previzionarea asupra comportamentului clientului de cliente. Transport public. Da? Aici lucrurile s-au pus în, legate de așteptările, să zicem, călătorului. Unde se găsește, să zicem, garnitura de tren, cât de aproape, cât de departe, cum să optimizăm traiectoriile acestor călători astfel încât să fie cât mai bine serviți. La fel, am utilizat și analitice, cloud analytics. Și datele au fost de foarte multe categorii, de la momentul când, știu și eu, călătorul s-a luat tichetul până la locul de acoborât sau, nu știu, ce a consumat în aria stației respective. Și, în plus, am adăugat asta componente vizuale ale traseului pe care se deplasau garniturile de tren. Adică, punând pe lângă ceea ce compania transportare are deja la dispoziție, alte elemente vizuale de analiză a traficului. E la modă mâncarea asta organică, și un client nu neapărat foarte mare, dar, zicem, nici de atât cel mai mic. Și a pus problema înțelegerii comportamentului de achiziție din partea celor care încearcă să devină cât mai, nu știu, vegani sau, dacă vreți.
Și mai mult decât asta, au cerut să-i ajutăm să construiască pe baza acestor analize și o ofertă cât mai croită pe tipologia clientului respectiv. Asta am făcut-o de asemenea cu Amazon State Warehouse, în cloud, și am pus, practic, solicitările care vin din partea clienților la o viteză de, știu și eu, de reacție din partea companiei de aproape chiar 100%, la 80% mai rapid. Universități. Am luat unele universități la care, să zicem, mai de curând, că sunt o grămadă, dar asta mi s-a părut destul de interesantă pentru că dă o dimensiune a astfel de soluții chiar și pentru populația relativ interesantă de consumatori. Această universitate din Arabia Saudită are cam 100.000 de studenți. Nu sunt toți distribuiți la Arabia Saudită, dar sunt în zona Golfului. 5.000 și ceva de profesori care didactice și care și-au pus problema acest student solicită fiecare ce anume consideră sau intră în interacțiune cu universitatea pe diverse căi. Ei au constatat că foarte multe din solicitările studenților rămân nerezolvate pentru că nu știe nimeni că nu au fost solicitate neapărat. Sau că nu știu ce fel de soluții s-au dat la solicitările respective. Și atunci aici era la fel. Am folosit Data Warehouse și am o analiză tip clickstream a ceea ce studentul încerca să facă și să solicite. Iar creșterea de, sau adăugarea valorii aici s-a datorat de asemenea unor, îi spunem noi, asistenți digitali, din o soluție de chatbot, care a permis identificarea unor soluții repetitive și punerea la dispoziție online în timpul solicitării din partea studentului. În felul acesta, de fapt, am reușit să creștem 300 de ori, să zicem, viteza de reacție a universității față de solicitările studenților respective. Iarăși, marketing, da? Unde am, aici am colaborat cu o companie, cu un startup, care de la început și-a propus să fie digital, adică să fie cât mai flexibil și mai ușor de folosit de către clienții săi și ne-a cerut în permanență să-l ajutăm să-și îmbunătățească performanța și să dezvolte diverse scenarii de abordare a pieței. Aici am folosit de asemenea autonomul de Warehouse, o farmacie din Australia, o farmacie cu sute de mii de membri și câteva sute de magazine, la care problema pe care o aveau era legată mai degrabă de capacitățile de producare de tip hardware pe care trebuiau să le pună în numeroasele lor farmacii. Și aici am înlocuit, practic, soluția de hard cu Google Cloud, iar costurile hardware au scăzut 80%. Distribuitor de apă, de exemplu, Industrial Manufacturing, companii care folosesc diverse soluții cu Internet of Things, cu sesizoare, cu roboți industriali. Aici este, de fapt, cea mai mare, sau se poate găsi cea mai interesantă și mai mare beneficiu pentru client, tocmai pentru că echipamentele astea au nevoie de astfel de sisteme care să le poată monitoriza și care să permită, spre exemplu, o eficientizare cât mai bună a soluției respective. Tocmai pentru că roboții respectivi altfel n-ar fi folosit la capacitatea lor nominală. Da. Un client
client și cred că să aibă timpul interesant din zona de waste management, adică gunoaie, reciclare. Și vreau să spun că pe baza acestui studiu sau pe baza acestui client referință, noi de fapt avem și în România o abordare către unii mari procesatori de, și reciclatori. Aici problema a fost legată de faptul că această companie nu avea spații infinite de a aduce materialul în interiorul companiei. Ba mai mult vrea să optimizeze toată zona care se depozitau deșeurile pe care vreau să le recicleze în funcție de calitatea lor, că erau materiale metalice, plastice, alte lucruri. Și astfel să poată lega capacitatea de reciclare și de prelucrare, inclusiv de rutele mașinilor care aprovizionau. La momentul în care mașina, să zicem, intră pe ei pe poartă, să fie în stare să o direcționeze către acea rampă unde se poate descărca materialul respectiv. La ei am reușit ca nu numai să îi ajutăm să își creeze un flux de mult mai eficient, în momentul de față, practic, în jur de 60-70% din spațiul care înainte era complet acoperit, este într-o dinamică permanentă. Mașinile vin, descarcă doar atât cât ocupă rampa, imediat începe prelucrarea, nu așteaptă, eficiența a crescut spre 90% în ceea ce privește reciclarea materialelor respective. În concluzie, aș vrea să vă spun că noi am constatat că, în momentul de față, cei mai mulți clienți nu se mai gândesc, să zicem, când o să ajung cu o soluție în zona de cloud, ci mai degrabă cum, adică cu ce încep, cu o aplicație, cu o platformă, cu o soluție de raportare. Și cred că de ceva vreme, tot mai multe companii și în România au început să vină către noi, probabil și pe cei ceilalți cu zona de cloud, în ideea de a-și optimiza tot mai mult soluțiile, costurile și pentru a înțelege sau a manevra informații pe care până acum nu erau neapărat capabili să le gestioneze, va fi cantitățile mari de date din care se extragă diverse comportamente ale clienților lor sau să pună la dispoziție pe baza acestor comportamente servicii. Mă opresc aici, dacă aveți un astfel de întrebări. Eu cred că e o chestie de mentalitate.
sincer, acum am mai ieșit ceva, firmele astea, așa cum lucrează just in time, și au ca și sistem de calitate, ei nu lucrează cu niște scopuri, așa, da, cât mai zero, și atunci pentru ei dinamica asta este extrem de mai mult. Acum am început să pună condiții furnizorului să se găsească în aceeași cloud cu ei. Adică, dacă eu livrez cauciucuri pentru Suzuki, ar trebui să mă interconectez în cloud-ul respectiv, trecând de la o premisă, s-a părut interesantă, dacă acel cloud nu răspunde, nu răspunde nici pentru eu și pentru Suzuki. Știți? Ceea ce a fost interesant, nu o să zic că, domnule, optimizează, spun, nu, uite, eu aici sunt, asta e soluția mea de cloud, am un spatal în mine, dacă ceva se întâmplă, nu ești tu de vină. E de întreaga soluție, nu va merge. Nu că nu ești mai aplicat. Și eu zic, da. Vă mulțumesc, voi uitați să treceți pe la stand, dacă vreți să testați produsele noastre, că colega Georgiana o să vă spune că acum astea sunt acasă. E gratis, așa că... Doar 30 de secunde vă mai rețin. Mulțumesc. Georgiana Postul e numele meu, sunt business development consultant pe România și, practic, noi vrem să vă mulțumim pentru atenția pe care ne-ați acordat-o și pentru că ați fost împreună cu noi la acest eveniment, motiv pentru care, în baza voucherelor pe care le-ați primit, vă oferim acest free trial în sumă de $500, prin care puteți testa toate soluțiile noastre Oracle Cloud, PaaS și IaaS, de platformă și de infrastructură, tot ce v-a arătat colegul meu, în mod gratuit, da? Pe o perioadă de 60 de zile. Așa că, așa cum ați văzut pe voucher, vă așteptăm la noi la stand pentru a vă oferi mai multe detalii, dar și pentru a discuta despre soluțiile noastre, măsura care prezintă interesul dumneavoastră. Vă mulțumesc!